În prima carte, nu zic că a doua este mai puțină dramă, mai puțin dramatism, dar cum ai trecut de la o carte la alta? Chiar deloc n-am trecut. O să zic că le-am scris concomitent. Am scris odată și mi-am încercat puterele în diverse teme, dacă ați observat. Sunt abordate diverse subiecte, diverse teme ale vieții. Și mi-am încercat puterele să văd ce pot face. Și așa au reușit două cărți odată. Concomitent. Știți că o să improvizăm tot spectacolul de azi, pentru că nu o să fie interesant dacă o să citesc unele chestii de pe foaie. Dacă apar întrebări, îi le puneți. Și acum? Chiar și acum. Numai întrebări să fie scurtă, fiu tare disciplinat. Și repede, pun la punct. Scurt, prompt și frumos. Vă mai direct. Deci, de cuvinți care am văzut în părțile și la sfârșit, un comentariu cu scrieturile și asta, eu învățam că dumneavoastră abordați mai mult tematică cei și ține puțin și sistemul totalitar care a fost și oamenii care au trăit în sistemul ăsta. Doar o nuanță mai specific scriitoare, să înțeleg. Este doar o singură novelă sau chiar două care ar avea temă de politică, dar nu chiar. Dar trebuie să înțeleg mai mult oameni care au trăit în spațiu și la nivelul de gândire și iubire, să înțeleg așa, da? Da. Personajele sunt inventate, de că nimic nu o să găsiți din viața reală. Este fantezie, dar totuși se abordează subiecte la nivel politic, spiritual, social, economic, dragoste. Și acolo se concentrați personajele de ritică din viața. Da. Întocmai. Mulțumesc. Bravo. M-a întrebat, sunteți mulțumit de răspuns? Da. Mersi. Ce înseamnă a scrie în viziunea mea? Pentru că am zis că eu mă învăț la cei mai tineri. Eu sunt un pic mai vechi, dacă ați observat. Și mă învăț la cei mai tineri. Ce înseamnă a scrie în viziunea mea? A scrie e a fi ca nimeni altul. A scrie e a ști, a spune. A scrie a retrăi. Ce ochii văd, inima simte, a scrie un fel aparte, un fel de a plămădi un nume. E deja un nume plămădit pentru că în scurtul ăsta timp, cât ne știm, că nici un an n-am împlinit, suntem încă ca piciucele de grădiniță încă, ne știm destul de bine. Ce înseamnă a plămădi un nume? Pentru că cum ți-o faci cu mâinile proprii, nu ți-o face nimeni. Asta înseamnă să muncești foarte mult, să mergi ferm spre ideea ta, spre țel. Pentru că eu, în primul rând, visasem un vis, că țin cartea mea. Și o prietenă care nu este aici, îmi pare rău, mi-a desenat așa o schiță, unde era desenată o carte pe coloana infinitului. Am zis că este ceva, un semn, da? Deci dacă așa am visat, așa voi face. Și am muncit foarte mult, pentru că nu am dormit nopțile, dar am scris. Sugestii la scriitori mai atent. Poate să ia foc. Mai departe, a scrie să crească aripi. A scrie să știi să zbori, a scrie un vis aievea, în trei culori întotdeauna. A scrie e a ști să mori de tânăr, când uți să știi cum să cobori. Cum e urcușul și cum e culoroșul în scrie. Depinde. Depinde de stare emoțională. De multe ori, când scriam, eram mai puțin în stare bună sau echilibrată, să zic așa, fiindcă chiar și unele probleme de viață te provoacă la scris. Totdeauna puterea agresivă este ca un motor pentru a realiza ceva. Nu știu cât de dispus este soțul și copiii să vorbească, mai ales cea mică, dar cum îți ajut familia? Sau cum nu împiedici tu familiei să dezvolte mai departe? Chiar vreau să mulțumesc soțul lor, și mulțumesc frumos
Pentru că anume ea este cea care mereu m-a ajutat, stă cu astrofaia mică atunci când eu am inspirație și scriu, mă încui în cameră și scriu iar ei pleacă afară, mă rog. Îmi dau voie și timp liber și spate ca să creez. Mulțumesc, Flori! Mai lăsăm cu întrebările și dacă domnișoare sunt gata să ne bucure auzul cu o melodie, să facem un pic să bulversăm carcasa acestui eveniment de astăzi. Și noi să mai cumpăm pe aici ceva. Eu încerc să-mi transmit aceste microfoane Jessica Bot, ea va cânta cu ceva fan. Vreau să aplaudați.